Discutăm cu Elena Dumitru, jurnalist RAIS Project și unul dintre semnatarii articolului publicat luni referitor la Teldrum. Joi, o autoritate a statului, în urma acelui articol, v-a solicitat să dezvăluiți sursa și v-a amenințat cu o amendă de 20 de milioane de euro. Cum ați răspuns sau cum veți răspunde? Încă nu am formulat un răspuns. Vom răspunde cu siguranță acestei solicitări din partea autorităților române. În niciun caz nu ne putem dezvălui sursele sau, așa cum se înțelege din celelalte puncte din acea solicitare, să devoalăm materialele în curs de documentare și informațiile pe care le folosim în realizarea acestor articole. Dar cu siguranță vom formula un răspuns. Suntem deschiși la dialog, așa cum am fost întotdeauna, atât față de autoritățile statului. Nu este prima dată când ne confruntăm cu o astfel de inițiativă, să zicem, guvernamentală. Observăm o oarecare sincronizare, dacă e să o numim așa. Anul trecut, tot într-o perioadă în care publicam anchete, coincidență sau nu chiar din această serie, chiar în ziua în care urma să publicăm un text, am primit un control de la Departamentul de Antifraudă de la ANAF. La fel și atunci am mers cu toate documentele pe care ni le-au solicitat. Am mers noi cu o valiză de documente atunci. Le-am pus pe toate la dispoziția inspectorilor antifraudă. S-a desfășurat un control pe mai multe luni asupra organizației noastre. Concluzia a fost că nu am greșit cu nimic. La fel vom face și acum. Vom fi complet deschiși să discutăm cu autoritățile, evident fără a ne pune vreodată măcar problema de a ne dezvălui sursele sau materialele în curs de documentare. Ați publicat aseară pe Facebook și un mesaj pe care anul trecut, dacă nu mă înșel, l-ați primit de la Liviu Dragnea în răspuns tot la o solicitare de informații, în care vă avertiza că ați fi împotriva legii sau ați încălca legea cu anumite chestiuni. A acționat în vreun fel în instanță sau a acționat în vreun fel el pe care legală împotriva voastră de atunci încoace? Din ce știm noi, așa au rămas lucrurile. Noi am primit acel răspuns de la domnul Liviu Dragnea în urma unei solicitări pentru informații cu privire la un material punctual la care lucram, mai exact despre călătoriile domnului Dragnea în Brazilia, alături de oameni care au lucrat sau care au fost acționari ai companiei Teldrum. Noi l-am contactat pe domnul Dragnea absolut de fiecare dată când am scris orice text în care apare și numele dumnealui. Acela a fost singurul răspuns pe care l-am primit. Cred că ne-a mai răspuns odată după acel control antifraudă, când s-a declarat indignat, dacă nu mă înșel, față de ceea ce ni se întâmplase. Ne-a anunțat atunci că încălcăm anumite prevederi din acest GDPR, cum este el numit, încă nu era în vigoare atunci. Dumnealui se prevala totuși încă de pe atunci de aceste norme europene ce urmau a fi implementate, doar că aceste norme europene, la fel ca tot corpul de legi care reglementează procesarea datelor cu caracter personal, includ în ele articole și paragrafe clare care reglementează activitatea jurnalistică. Mai precis, să luăm de exemplu situația produsă de apelul unora dintre personajele articolului referitor la Teleorman Leaks, cum îi spuneți, solicitare să ștergeți anumite date pe care ei le consideră personale. Cum le-ați răspuns sau cum le veți răspunde acelor oameni direct? Să nu le confundăm pe cele două. Deci sunt două căi diferite, pentru că avem solicitările de la aceste persoane din compania Teldrum. Pe de altă parte avem acest demers al Autorității Naționale pentru Supravegherea Datelor cu caracter personal. Bun. Noi tot ce publicăm considerăm că o facem în interes public. Nu publicăm vreodată ceva care nu are această componentă fundamentală a muncii noastre. Interesul public, exact așa cum spuneam, este prevăzut în toate legile invocate atât de autoritatea în solicitarea ei, cât și de persoanele respective. Noi scriem pentru cititorii noștri subiecte pe care considerăm că sunt de interes public, care urmăresc cheltuirea banului public
și activitatea unor persoane atât publice, persoane cu viață publică, politicieni în funcții, cât și persoane care în momentul de față se găsesc în diverse dosare penale în care sunt anchetate pentru fraude, inclusiv cu fonduri europene. Tellerman Leaks include numeroase, nu știu că numeroase, dar nu foarte puține imagini și informații referitoare la petreceri, la operații estetice, la cheltuieli personale, mesaje personale pe care și le transmit personajele. Cum ați considerat voi că acestea sunt de interes public? Care este raționamentul vostru în privința acestor informații? Încă o dată, clar, considerăm că toate sunt de interes public. Trebuie să ținem cont de faptul că multe dintre imaginile pe care noi le-am folosit în acel articol au fost trimise în spațiul public chiar de deținătorilor, de persoanele care apar în acele fotografii, au postat o parte din acele fotografii pe conturile lor de socializare. Cât privește componenta aceasta de socializare, dacă vrem să-i zicem petrecerile, vacanțele, încă o dată, interesul public este clar. Toate acestea se făceau gravitaționau în jurul unei companii care mulți ani a funcționat prin intermediul acelor acțiuni la purtător, ceea ce înseamnă că nu avem niciun instrument legal, fără echivoc, prin care noi putem urmări cine a deținut acea firmă. În paralel, acea firmă a obținut sute de milioane de lei din contracte publice, care fac acum obiectul unei anchete penale, demarată la sesizarea OLAF, Oficiului European Antifraudă. Deci, considerăm că toate aceste informații sunt relevante și toate acele persoane au un rol în acest sistem despre care noi scriem și care este într-adevăr cercetat de autorități. Să privim un pic cum ați făcut voi ancheta. După ce a fost publicată, de fapt după teasere deja, de la sfârșitul săptămânii trecute, era un meme pe Facebook cu Dem Rădulescu care spunea că în momentul în care găsește o valiză, merge cu ea la Rise Project. Rise Project, când primește o valiză sau o obține, ce face cu ea? De când ați primit-o până ați publicat ce ați publicat? Adică ce ați făcut voi, jurnalistic? S-a și văzut ceea ce am făcut. Am văzut cu toții filmele BD. N-am găsit, din păcate, n-am găsit nici portofele pe stradă, nici valize, cum era în filmul original. Nu ne-a fost livrată la ușa biroului acea valiză. Acea valiză a fost obținută de jurnaliștii Rise Project prin metode pur jurnalistice. Nu a existat absolut nicio altă poveste, cu toate că glumele au fost într-adevăr. Din articol se înțelege că cineva din Tellerman a venit la voi cu valiza. Tot ce am putut scrie fără a ne devoala sursele sau fără a le pune în pericol, am făcut-o deja. Asta este tot ce putem spune în momentul de față. Altfel ne-am încărcat exact rigorile jurnalistice pe care nu... Și de atunci, de la obținerea informațiilor până la publicare, oamenii nu știu, oamenii care urmăresc, nu știu neapărat ce înseamnă munca jurnalistică în spatele unui astfel de material. De-aia te rog pe tine. Sigur. În niciun caz nu publicăm, nu suntem Wikileaks, fără a critica orice inițiativă, fără a ne exprima vreo poziție față de orice inițiativă similară. Noi avem responsabilitate, tocmai pentru că suntem organizație de presă și că avem o responsabilitate față de cititorii noștri, în primul rând, de a le livra date și informații corecte. Noi trebuie să verificăm în momentul în care primim absolut orice informație de la o sursă, pe orice fel de suport. Noi trebuie să îi putem dovedi autenticitatea acelei informații. În niciun caz nu aruncăm în spațiul public, pentru că, în primul rând, este vorba de credibilitatea noastră. Nu ne-ar ajuta cu nimic să aruncăm informații ce ulterior se dovedesc a fi false. Metodele prin care noi verificăm aceste informații sunt cele pe care le folosim de ani întregi și pe care le
Le poate găsi oricine la noi pe site. Avem și un manual în care învățăm oamenii, un manual liber în care învățăm oamenii cum să obțină informații, cum le pot verifica din mai multe surse, cum obțin acces la baze de date publice. Ceea ce noi facem este verificarea încrucișată a oricărei informații, pe lângă faptul că noi încercăm să verificăm aceeași informație din cât mai multe surse. Cum faci asta în cazul unei informații dintr-o valiză? În cazul unei informații dintr-o valiză, multe dintre acestea vizau proiecte ale companiei, programe, pe contracte pe bani publici, care pot fi verificate din surse publice. Există baze de date guvernamentale cu astfel de proiecte în care se vede clar când a fost câștigat proiectul, pe câți bani, ce companie a câștigat asta, care este autoritatea contractantă, cine plătește acei bani. Deci, pe de-o parte, am putut verifica toate astea. Apoi, într-adevăr, am mers și pe surse jurnalistice și prea multe detalii nu o să pot da pe partea asta din motive evidente, dar putem verifica tot ce ține de cifre, tot ce înseamnă de tranzacții financiare, toată partea aceasta am verificat-o din toate sursele posibile. Există Registrul Comerțului, există Monitorul Oficial. Luni a fost, din câte înțeleg, primul episod. Ce urmează? Vom continua seria de investigații, la fel cum vom continua cu toate materialele la care lucrăm. Rise Project în niciun caz nu lucrează doar la această serie de investigații, ceea ce s-a putut vedea și din și luni de la domnul Liviu Dragnea, care a mers la Parlament cu două valize, în cea în care nu avea gogoși. Domnul Dragnea avea informații și documente publicate, inclusiv de Rise Project, în anchetele scrise despre alte persoane. Deci vom continua cu toate seriile jurnalistice la care lucrăm. Da, mă refeream la povestea de Telorman. Va continua și aceasta.